Dumbrăvenie este situată între orașul Botoșani și orașul Suceava, 17 km până la Suceava, 29 până la Botoșani. Ne învecinăm cu orașul Salcea, comuna Siminicea, comuna Berești, comuna Fântânele și înspre Botoșani ne învecinăm cu comuna Vlădeni, satul Huțani. Prima atestare istorică a localității datează din anul 1430, când apare menționată curtea boierească a lui Dumbravă din Dumbrăveni. Timp de mai multe veacuri, Dumbrăveniul a aparținut mai multor familii boierești de seamă din Moldova, între care și familiei lui Iordache Balș, mare vestiernic al Moldovei, care în 1804 a ctitorit biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului, declarată monument istoric. Biserica boierească de la Dumbrăveni deține și multe obiecte de cult bisericesc vechi de mare valoare. Între acestea se numără și o evanghelie scrisă în limba slavă veche în anul 1644. Împletind credința și tradițiile, preotul paroh Vasile Ioniță a inițiat în urmă cu 3 ani concursul de toacă Lemnul Sfânt care cântă. Dacă pune toacă și ciocănaște de lemn, încep să bază acolo, copiii se adună și se adună cât mai mulți. El le place să aibă un lit, să aibă și toată ziua de Crăciune, chemare la Crăciune și o le place. Mă adună copiii, toți se îmbracă port popular, sunt cei mai frumoși. Ziua aceea, ziua de 3, de exemplu, la noi, duminică care vine, imaginați-vă 70 de copii îmbrăcați în port popular, de la grădiniță până la facultate. În urma legii comunale din 1865 se înființează Comuna Dumbrăveni cu satele Dumbrăveni, Sălăgeni, Văratec și Verești. Începând cu această perioadă, comuna se dezvoltă sub toate aspectele. Dacă în 1865 Dumbrăveniul avea 287 de locuitori, la începutul secolului 20 număra 3390 și tot la începutul secolului 20 la Dumbrăveni, unde s-au cunoscut și chiar locuit pentru o perioadă de timp, părinții poetului Mihai Eminescu, la moșia boierească a avut loc o manifestare în memoria poetului, eveniment la care au participat personalități marcante ale literaturii române. La momentul dezvelirii celui de-al doilea bus din țară, din câte cunosc eu, a fost prezent în anul 1900... 1902, în luna iulie, în data de 14. Ca o ciudățenie, un bus al sculptorului Oscar Șpete, un bus din bronz. A fost prezent atunci de la Caragiale și Șteu Iosif până la Cincina Pavelescu, Petre Grădișteanu, Dimitrie Nanu, oameni de elită din literatura română. Cu acea ocazie, pe acel soclu care mai poate fi văzut și astăzi, a fost încrustate aceste cuvinte. Cea fărfalnic între genii ce neamul nostru a avut, mai recunoștut Dumbrăvenii, Pământul Sfânt ce te-a născut, versul scris de Șteu Iosif. Tot în memoria poetului Mihai Eminescu, la Dumbrăveni a fost înființat un centru cultural care îi poartă numele și ulterior a apărut și un festival literar. Anul acesta, 7 ediții, am plecat timid cu oamenii care i-am cunoscut în presă, oameni cu suflet pentru Eminescu și spun aici Mihai Cosmei, Mihai Sultana Vicol, Ion Cosmei, Ion Beldeanu, vechile mele cunoștințe din presă, poate cu Dan Ghiurteș, cu un mugurgeu care astăzi nu mai există, dar simt eu că ne aude de undeva de sus pentru că avea un suflet mare, cu băieții din presă, cu Mihai Pânzaru Pim, cu oamenii cu care am lucrat odată. Între personalitățile culturii românești care au trecut în ultimii ani la Dumbrăveni, pe cine am câte aminti acum? Știm de la academicianul Eugen Simion, Răzvan Teodorescu, știu, academicianul Mihai Cimpoi, Bogdan Simionescu, de altfel tatălui fiind născut tot în Dumbrăveni, actualmente vicepreședinte Academiei Române, Maia Simionescu, Varujan Vosganian, scriitori din întreg spațiul românesc, vreau să spun aici, până în Bucovina Cernăuțului și sau până în Cernăuții Bucovine, poftim. Și evident, Republica Moldova, spunând aici de Mihai Cimpoi, de Nicolae Dabija, de Valeriu Matei, Vasile Bahnaru, oameni care țin standardul sus acolo, într-o țară în care mi-e teamă că
că și-ar putea pierde foarte mult din identitate odată cu dispariția acestor oameni. În afara manifestărilor culturale desfășurate în Dumbrăveni, localitatea a devenit cunoscută și datorită rezultatelor în școlile din comună. Echipa de fotbal din Dumbrăveni, în contextul în care nu avem o sală de sport, și dau vin la grozav pe politică aici, a obținut locul întâi pe țară în urmă cu vreo 5 ani, la juniori, locul întâi pe țară, când au avut școli ca Bistrița, Craiova, Pitești. Și de asemenea, tot copiii de aici, cum au învățat ei fotbal pe teren betonat, au ajuns în etapa finală pe țară, la Cluj, cred că la Cluj a fost, la clupa Hagi Danone, unde a jucat tot la fel, cu Steaua, cu echipe de calitate. Comuna are în jur de 9700 de locuitori, ca și activitate, ca și muncă, agricultura. Și aici putem vorbi de ferme de creștere a taurinilor, de ferme de vaci cu lapte, avem foarte multe ovine. Apoi avem moară de grâu, moară de două mori de porumb, un atelier sau chiar două de tâmplărie, o fermă de creștere a porcilor, făcută pe fonduri europene, câteva depozite de material de construcție. Și cam asta e. Două restaurante, 3-4 magazine de vânzare pentru populația alimente. Eu am meseria asta, am învățat-o de la părinții mei când aveam vârsta de 8 ani. Tatăl dumneavoastră făcea da, același tatăl lucru? Tatăl meu a fost curelar. Bunicul meu a fost tot curelar. Străbunicul meu tot curelar și celălalt străbunic care vine tot străbunici din neam în neam. O moștenire de familie, așadar. O moștenire și probabil și numele mi se trage de acolo, Curelușă, de la Curele. Proiectele importante au fost trei drumuri, un drum cu asfaltare, două drumuri cu beton, cam 3 km de drum asfaltat și betonat. În curs mai avem un drum să terminăm de asfaltat. Cu ce bani? Am avut bani de la bugetul statului, deci nu bani de la bugetul local. Apoi am făcut extindere de canal și apă foarte multă, cred că avem în jur de 6 km de apă și canalizare făcută în momentul acesta. Mai avem un proiect în derulare cu 3 km jumătate de canalizare și apă, la care se lucrează acum. Și avem un proiect să asfaltăm câteva drumuri, în special un drum care duce din Dumbrăveni spre singurul sat pe care îl are Dumbrăveniu, Sălăgeni. Pentru că acolo avem o școală și acolo ne dorim să ne facem un mic cămin cultural pentru oamenii din zonă, că n-au unde să-și facă și ei, știu eu, o manifestare culturală sau o nuntă. Și vrem să le facem și lor lucrul acesta. Avem liceu, o extindere cu toalete, centrală termică, școala 2 cu centrală termică și toalete, școala 1-4 cu toaletă și centrală termică. Ei sunt lucrări care se derulează astăzi, acum. Sperăm că în 15 septembrie copiii să aibă facilitățile de care vă spuneam. Apoi, tot în 15 septembrie, avem o grădiniță de copii care vrem să o dăm nouă făcută. Totodată, Primăria Dumbrăveni a realizat și o strategie de dezvoltare a localității pentru perioada 2014-2020. Strategie care include numeroase proiecte de dezvoltare și o mai bună absorpție a fondurilor europene. Ne dorim acum, într-un viitor foarte apropiat, va fi scoasă la licitație modernizarea căminului cultural. Iar ne dorim foarte mult o sală de sport. Deja suntem în discuții avansate cu compania de investiții de la București. S-a omologat săptămâna trecută o sală de 180 de locuri. Îmi doresc ca toate școlile să aibă toaletă, să aibă apă curentă, canalizare și centrală termică, să dispară sobele vechi cu fumul adecvat. Îmi doresc foarte multă curățenie în comună. Îmi doresc câteva drumuri asfaltate,
Pentru comuna are 55 de km de drumuri și la momentul acesta noi, cu tot cu drumurile județenii, drumul național și cea mai asfaltat noi, cred că avem în jur de 10-15 km de asfalt. Să reușim pe fondurile europene să ne ducem canal și apă la fiecare poartă. Suntem foarte avansați cu un aviz de la Agenția de Reglementare a Energiei pentru gaz metan. Ne dorim să avem un cadastru, ne dorim să avem un notar aici, ne dorim multe lucruri. Dar eu cred că în viitor apropiat vom reuși. La unitatea medico-socială am făcut o proiectare pentru o policlinică pentru comuna Dumbrăveni și comunele din jur. Proiectul este gata, am primit chiar avizare de la Direcția Sanitară pentru el. Comuna are nevoie de multe lucruri, nu doar ce am spus eu până acum. Dar vom vedea ce bani se vor da pe viitoarele fonduri europene 2014-2020.